Bine ați venit, dragi fecioare, la citirea voastră pentru luna iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia fecioară, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Să vedem, dragi fecioare, o carte oracol pentru voi. Mesajul pentru voi este următorul: Simțul compasiunii și al iubirii necondiționate. Este o lună în care fecioarele au parte de iubire de compasiune din partea celorlalți, dar este foarte important ca și voi, la rândul vostru, să oferiți aceste lucruri celorlalți. Pentru voi, um, planta pentru această lună este Angelica sau Angilica. Voi apropia pentru a o vedea mai bine. Aceasta este planta pentru voi. Poate pentru unii este un moment în care reușiți să primiți un ajutor din partea cuiva. Să vedem mai departe ce mesaj avem pentru voi. Voi mai lua un mesaj. Bun. Primul mesaj pentru fecioară este numărul 22, un număr maestru, cu mesajul o zi plăcută. Apoi aveți inițiala L, cuvântul lichid, fecioarele poate trebuie să consume mai multe lichide în această lună iunie sau poate o relație sau o situație care are legătură cu o persoană, cu această inițială sau cu un loc ar putea să se rezolve dacă lăsați lucrurile să curgă de la sine, dacă dați dovadă de iubire, de compasiune. Apoi aveți mesajul întuneric, non culoarea negru pentru voi. Se pare că lucrurile în viața voastră încep cât de cât să se clarifice, reușiți să îndepărtați această negură din viața voastră, iar în unele cazuri văd aici foarte intens acest mesaj de a închide ceva, a părăsi ceva, a închide un capitol. Poate o discuție pe care o aveți cu o persoană la o vreme de seară, în alte cazuri. Haideți să vedem, dragi fecioare, acum voi analiza prima dată planul vostru personal, familie, prieteni, iubire, iar apoi voi analiza cariera și banii. Să vedem, dragi fecioare, este o lună foarte bună pentru voi. O lună în care puteți să ajungeți la îndeplinirea țelurilor voastre. Foarte multe planete se aglomerează acolo, chiar casa a 9, pe casa a 10 și Asta înseamnă că este un moment foarte bun pentru fecioară să urce din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere energetic. Puteți face lumină într-o problemă care ține de familie și care are legătură cu viitorul vostru, cu planurile pe care le aveți. Energia generală pentru fecioară în această lună iunie este arcana majoră, echilibrul sau cumpătarea. Aveți un înger păzitor, aveți o persoană care vă ajută. Simt aici că unii puteți să vă împăcați cu o persoană, puteți să găsiți o soluție la o problemă. Mai ales dacă e vorba de o negociere sau de o situație în care trebuie să ajungeți într-un punct comun cu cineva, vi s-ar recomanda foarte intens să stați la un ceai la o cafea de vorbă pentru și să lăsați uh, discuția să curgă de la sine. Pentru că astfel puteți găsi soluția este ceva ce vă doriți voi foarte mult și este un moment bun în care puteți să ajungeți la îndeplinirea visului dumneavoastră puteți să vindecați ceva, puteți să rezolvați o problemă. În plan personal, prima carte este 10 de băte, situația în care voi sunteți. În primul rând, dragi fecioare, văd aici că sunteți foarte obosiți, foarte solicitați, poate a fost o perioadă aglomerată, în plan personal, în familie, vă simțiți obosiți, parcă nu vă mai găsiți pe cineva sau dacă sunteți într-o relație. Aici lucrurile ori sunt tensionate, ori sunt tot felul de probleme care au ocazia să se rezolve, au ocazia să se finalizeze. Parcă vă dați seama că e momentul să stați puțin jos, să luați o pauză, să luați lucrurile pe rând și să rezolvați toate problemele încetul cu încetul. Un final care se poate petrece iarăși în viața voastră personală. Dar eu simt că pentru cei mai mulți dintre voi este vorba de o perioadă aglomerată, tocmai pentru că voi, în această perioadă, vă concentrați foarte mult pe tot ce înseamnă uh, zona voastră profesională. Deci, aici uh, lucrurile sunt extrem de benefice pentru voi. Și este adevărat, treceți printr-o perioadă de transformări absolut profunde. Ce anume se întâmplă este 6 de monede. 6 de monede vă transmite următorul mesaj în această situație. Dacă așteptați un împrumut pentru casă, puteți să îl rezolvați, dar cumva e un împrumut din două părți. Două ajutoare primiți. În alte cazuri este ca și cum investiți în ceva în familie, în casă. Aveți rezolvat o problemă iar foarte intens, următorul mesaj, și anume că cei care aveți de rezolvat o problemă care ține de familia voastră, eu știu, un partaj, o împărțire, o moștenire, acum e momentul vostru, da? și puteți să fiți avantajați. Primiți un cadou important sau cumpărați ceva important unei persoane. Parcă toată lumea vă cere ajutorul în această perioadă. Apoi, următoarea carte, ultima, rezultatul final, este Cavalerul de monede pentru voi. Fecioarele reușesc să pună la punct ceva anume, reușesc să calmeze spiritele. Dacă e vorba de o relație, aceasta se poate mișca încet și sigur. Puteți să faceți relația să funcționeze mult mai bine și văd o relație de prietenie foarte intensă care se leagă între voi. Mai văd o persoană care face drumuri um, în, în interes profesional și care poate avea un rol important. Alții e ca și cum creșteți, înfloriți. Dacă sunteți singuri, să știți că poate apărea o persoană, poate într-o prietenie lucrurile pot avansa spre o relație serioasă. Mai văd aici o persoană pe care vă puteți baza, este o persoană stabilă. În multe cazuri, cred că puteți să fiți și voi acest cavaler de monede, dar să și atrageți astfel de persoane în jurul vostru. Bun, deci în plan personal ceva se stabilizează, ceva se clarifică. Să mergem în plan profesional. Situația în care voi sunteți, faetonul sau carul. Uh, unii chiar sunteți... Uh, Într-o perioadă în care vreți să vă mutați, vreți să schimbați ceva, aveți de făcut drumuri în interes de muncă sau sunteți mai mult plecați în această perioadă și apare o provocare în care trebuie să vă aliați cu cineva sau trebuie să conduceți o anumită activitate de undeva din spate. Unii dați de carnet, nu știu, faceți ceva, Apoi, ce anume se întâmplă? Se întâmplă 8 de Poate fi o discuție clarificatoare, așa cum am spus, mai ales dacă discutăm de o negociere sau în alte cazuri, dacă așteptați un răspuns în luna mai pentru viața voastră profesională, acesta este cu siguranță pozitiv. Foarte multe mesaje, foarte multe telefoane pe care le primiți. E ca și cum lucrați mai mult online sau uh, dați foarte multe telefoane, foarte multe e mail alții dintre voi. Ultimul mesaj pentru fecioară, rezultatul final pentru această lună iunie. Pentru voi, în plan profesional, viața voastră publică este șase de băte, o victorie, dragi fecioare. Deci, voi reușiți să clarificați ceva, reușiți să aveți o victorie, dar e ceva de care vor mai ști și ceilalți și eu tare din să cred că e vorba de statutul vostru socioprofesional. Nu mai sunteți singuri, figurați ca fiind într-o relație sau reușiți să rezolvați o problemă care ține de locul de muncă. Alții. Um, e ca și cum uh, reușiți să vă găsiți un loc de muncă, dar dacă e așa, ori este nevoie să vă depuneți mai multe CV-uri, mai multe locuri, ori e bine să căutați ceva ce ține de zona aceasta a comunicării, a vânzărilor, uh, ceva de genul acesta. Aici puteți să rezolvați lucrurile. Dar o victorie foarte, foarte frumoasă pentru voi în această lună iunie. Dragi fecioare, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje pentru voi cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal, apăsați butonul alăturate și acolo aveți toate detaliile. De asemenea, dacă sunteți membru, asta înseamnă că aveți acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună și pentru citirile care care apar pentru această vară astronomică. Stați aproape că vor apărea. Dragi fecioare, ce să vă transmit? Multe gânduri bune, să aveți parte de o lună minunată. Să știți că reușiți să vă eliberați dintr-o situație, reușiți ca lucrurile să fie mult mai stabile, mult mai frumoase și asta nu poate decât să mă bucure. Vă doresc o lună pe sufletul vostru și să ne revedem cu bine și la tarotul zilnic pe zodii, dar și la alte citiri care mai apar pe acest canal de YouTube.